Așa, bună seara. Da, cred că trebuia să ne aranjăm altfel ca să nu fim mai mulți pe scenă decât în public, nu? Domnul, vă glumesc, bineînțeles. Nu, vă rog frumos. Sunt glume bune, sigur. Adineaur, domnul Alecu Evanghelia, așa, tânărul octogenar, care i-am editat un volum așa de crasă vitalitate literară, la 87 de ani. Păi nu, mai tare de atât se poate că altfel asurzim și oricum nu îi acoperim pe toți, doar creăm un Babilon și mai mare. Adineaur, domnul Ghilia, vă spun, uitându-se așa cum mișună lumea în stânga, în dreapta și, mă rog, la lansare erau 10-11 oameni, a declarat așa foarte franc, a zis, stai domnule, că ce pe mine mă deranjează, mă indispune, de fapt, și faptul că vorbesc la microfon și, de fapt, și situația asta mă indispune. Cum adică? Nu știu ce-și imagina domnia sa, probabil că vom fi singurii din acest târg care vor lansa la ora 4 o carte și toată această adunare de mii de oameni va fi atentă la lansarea noastră. Sigur că ar fi minunat. Din păcate, ca mai toate lucrurile intrate în transpostmodernitate, și acest târg de carte este ușor schizoid în forma în care se întâmplă, în sensul că la aceeași oră se vorbește în cel puțin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, multe zeci de locuri și atunci decibelii fac diferența atunci când nu o fac cărțile. De-aia nu dăm mai tare ca să nu mizăm pe forță, ci pe conținut. Vă reținem atenția cu două cărți. Una este, de fapt, o carte colectivă, să-i spunem așa, dar nu foarte colectivă, are doar doi autori, sau doi coautori, unul a provocat întrebări și altul a răspuns, domnul Teodor Sandu l-a somat literar pe domnul Aurea Tudorescu să răspundă la câteva întrebări și să știți că a ieșit un volum profitabil pentru cei care vor să afle mai multe despre literatura română de ieri și de azi, parțial. Pentru că suntem, într-adevăr, avem mulți invitați, o să începem așa, în ordinea de pe afiș, cu domnul Liviu Ioan Stoicea. Eu nu sunt parcursesc. Mă bucur, avem de-a face o lansare mai specială. Ce mă privește, colegul meu, prieten, Aurelian Titu Dumitrescu și domnul Sandu. Vreau să vă spun, domnul Sandu, că pe mama mea se numea Sandu. Deci ne simțim apropiați. Colegul meu de la Viața Românească n-a uitat perioada de la Viața Românească, ba chiar alintă pe Cezar Ivănetă, Baltac, care era foarte apropiat. Numai că, între timp, el s-a îndepărtat, subliniază undeva, că de 15 ani nu mai vrea să audă, sau nu mai... s-a retras din lumea literară. S-a retras de lumea literară și, din acest motiv, credeți-mă, îmi răspunde de fiecare dată că este fericit și că este un om realizat. Tocmai pentru că s-a retras din viața literară. Repet, viața literară înseamnă să lucrezi la o redacție, să fii obsedat de cronici, să fii obsedat de reviste literare, să fii obsedat de Manolescu și de conducerea unui scriitor. Păi el nu-l mai interesează aceste aspecte. De altfel, îmi mărturisește că foarte rar stă la televizor, ascultă muzică și radio din când în când, nu mai interesează nici evenimentele din România, astea politice mai ales. Are un fix, când aude de politic, imediat întoarce spate. Acum, eu nu știu despre cine să vorbesc, despre Aurelian Titu Dumitrescu, care răspunde la întrebări, sau despre autorul cărții, care este domnul Sandu, Teodor Sandu. Star trebuie să-ți atragă atenția, dragă editorule, felicitări pentru explozia de cărți pe care văd că ai
avut-o în acest an, mie aproape că nu vine să cred. Nu știu unde dracu, scoateți bani, că de cumpărat mă doresc că vă cumpără cineva cărți. Valentin Așder e deja un editor bine fixat în conștiința scriitorilor români și slavă cerului, acum se pare că începe să aibă parte și de recunoștință. Pe cine să laud mai întâi? Pe domnul autor de carte sau pe domnul care răspunde, Aurelian Titu Dumitrescu? Cel care răspunde. Haideți să o luăm pe rând atunci. Felicitări, domnul Teodor Sandu, pentru întrebările care uneori te lasă cu gura căscată. Dați-mi o carte, mi-am notat undeva în moment. Să vă dau un exemplu, nu o să vă țin. Apoi din 111, numai. Pe că asta este. Cred că mă întorc. Dar înainte de a găsi ceea ce caut, unde e Așder? Așder? Păi, domnul editor a plecat. În orice caz, cred că asta ar fi întrebarea. Așder, vreau să-ți fac un reproș. Citind cartea, am ajuns la un moment dat la versuri. De fapt, am luat-o de la început. N-am știut ale cui sunt versurile, nu te supăra. Am crezut că și-a schimbat stilul Aurelian Titu Dumitrescu într-atât de tare, că a pus mâna pe telefon și l-am întrebat, Titu, ce e asta? Ale cui sunt versurile? Păi zice, ale discipolului meu. Zic, măi, eu nici nu știu ce înseamnă discipol, ce e baza cornea asta, trebuia să scrie acolo versuri semnate de Teodor. Păi așa-i domnul editor, iertați-mă, cum vă fac. La ediția a doua te rog să treci autorul. Hai să-ți mai arăt ceva. Peste tot este, vino cu acest, peste tot este Teodor Sandu, pe pagină. Când ajungi la versuri, nu e nimic. Păi da, cu versurile prind absorb tot. Nu. Deci îmi accept această observație. Mulțumesc foarte mult. Cred că asta ar fi întrebarea. Vă dau doar un exemplu. Nu sunt sigur că asta este, dar mă rog. Există totdeauna o întâmplare în viața noastră care este responsabilă de faptul că am încetat să mai progresăm, spune Coelho. Ce poate opri spiritul unui poet să mai progreseze? Voi, frate, ce întrebare, mă dare cap. Asta spre lauda domnului... Trebuie să fac o paranteză, pentru că nu e un secret. Domnia sa lucrează în Ministerul Afacerilor Interne. Îndrăgostit de poezie și un foarte bun poet, credeți-mă, nu am timp să vă citesc un poem excelent, un poem doar să vă citesc, dar asta... Păi nu, dar nu o să avem timp, nu pot să iau... Aveți atât de motivitați? Aveți atât de mulți invitați că eu nu vreau să ocup locul. Și răspunde domnul... Răspund și mai lung și o să răspund, o să preiau de la mine din... Zice Aurelian Titu Dumitrescu, după ce te împlinești, nu prea mai ai ce să faci cu tine însuți. Avem de-a face cu un om împlinit. Oi, nu vine să cred. Eu o să mor și nu o să fiu împlinit niciodată. El e fericit, eu o să mor, nu o să fiu niciodată fericit. El e un om realizat, îl spune cu gura plină, credeți. Asta și foarte îndrăgostit de nevasta, probabil. Da, soția, doamna, dacă este aici, transmit omagiile mele. E mare, mare minune că ați putut să faceți o pereche atât de reușită. Ce să mai... Păsărit așa, eu mi-am notat că cred că am zis și eu niște lucruri. El spune că e fericit și așa mai departe, dar pe de altă parte e și foarte nemulțumit că nu e băgat în seamă destul. Vechea poveste a scriitorului român. El zice că nu mai interesează viața literară și nu mai vrea să audă de nimic.
Dar totuși, de ce nu îi se recunoaște statutul de scriitor în care ar trebui să aibă un loc de frunte în generația 80-istă măcar? Ba chiar zice că el e un ucenic continuu. Am atât de multe de spus. Sunt împlinit în această viață. Sunt mulțumit de copiii mei, de prietenii mei, de cărțile pe care le-am scris. Sunt mulțumit cu viața mea. Dom'le, să mă ierte soția, dar mie mi-e foarte greu să spun asta despre mine. Și cred că am să mor și n-am să spun niciodată că sunt foarte mulțumit de ceea ce am făcut sau ceea ce sunt sau ceea. Asta înseamnă că el e pe un prag mai sus decât mine. Ceea ce nu e deloc excurs, e un om religios, un om care are chiar în familie un copil, nu știu dacă lui place să vorbească de asta, dedicat bisericii și mai ales călugăriei. Numai că, așa cum spuneam, am 30 de ani în care am tot așteptat să mi se dea dreptate și nu mi s-a dat dreptatea lumea literară, ca și ce înseamnă. Aș avea atâtea să vă spun, îl felicit, nu, repet, prea mulți invitați, toată lumea trebuie să vorbească, îi mulțumesc că m-a invitat să vorbesc, felicit și iertați-mă că vă spun, dar chiar îl invidiez pentru starea în care se află. Vorbim zilnic la telefon, ne încărcăm reciproc, probabil, energetic. Și de fiecare dată ce mai faci, sunt fericit, sunt lângă mamița mea, mamița știți cine este, și ascultăm muzică, ne bucurăm de viață, ne bucurăm de nepoți, asta este. Iar eu mă descarc, eu am o fire care mă trage în jos. Felicitări! Uite-te pe afiș un pic. Să împărțim microfonul democratic într-o ordine absolut aleatorie stabilită dinainte, nu? Domnul Adrianu Gheorghe. Vă spun și eu bună seara și bine am găsit Bucureștiul la casa după un drum foarte lung de la Piatra Neamț, dar am ținut să fiu de față la unul din evenimentele din această seară, dar cu precădere la acest. Povestea spune că Platon i-a fost discipul lui Socrate, povestea spune că Aristotel a fost discipul lui Platon, venim mai încoace, Aurelian Titu Ducescu a fost discipul lui Nichita Stănescu și acum avem de-a face cu o nouă relaționare în același spirit, e vorba de tânărul Teodor Sandu, care e discipul lui Aurelian Titu Ducescu. Mă simt vinovat pentru această carte, pentru că eu i-am făcut să se întâlnească cei doi. Așa cum au lucrat astrele, au făcut ca prin Piatra Neamț, să se întâlnească Aurelian Titu Ducescu cu Teodor Sandu. Am fost profesor undeva într-un sat pe lângă Umuleștiului Creangă și acolo, în ultima bancă, era un elev frijit, mic, prăpădit, Teodor Sandu, care m-a căutat peste o vreme și mi-a arătat primele lui caiete cu poezii. L-am încurajat, printr-o oarecare întâmplare l-am pus în relație cu Aurelian Titu Dumitrescu, cu care mă știu de foarte multă vreme, mă onorează prietenia lui și au ajuns, după o seară de discuții la Piatra Neamț, să pună la cale această carte a reculegerii. Recunosc că a ieșit o carte mult peste așteptările mele, o carte care îi pune într-o ecuație fericită pe cei doi. M-au surprins și pe mine foarte mult poemele lui Teodor Sandu din carte, nici eu nu am știut ale cui sunt. În final am crezut că le-au scris împreună. Chiar l-am întrebat pe Teodor, pentru că și eu am fost derutat de versurile de la finalul cărții. Și recunosc că a fost benefică această întâlnire pe Teodor Sandu, pentru că e normal ca relația discipol-magistru să fie una benefică, în primul rând, pentru discipol. E o carte care trebuie citită
în profunzime, pentru că acolo este înțelepciunea unui om care a traversat o bună perioadă din istoria literaturii, dar și din istoria pur și simplu a României. Și e vorba de întrebările foarte inspirate ale unui om mai tânăr care vine spre literatură cu toată curiozitatea, cu lecturi proaspete și lucruri care întemeiază în genul. Cred că el, Aurelian, a fost marcat decisiv de întâlnirea cu Nikita Stănescu, pentru că aici, în această cartie, și Jessica din Antimetafizica, e o continuare, zic, a Antimetafizicii, în care discipolul de atunci a devenit de timp magistru și apropierea de Nikita nu putea decât să înnobileze pe fiecare. Așa că noi, dacă îl atingem pe Aurelian astăzi și îmbrățișăm, o facem implicit că îl îmbrățișăm pe Nikita Stănescu și dacă îi strângem mâna lui Teodor Sandu, la fel intrăm în această reverberație care îi temează. Îi felicit pe cei doi, pe Valentina Jder, că a avut inspirație să preia cartea și să facă din ea un eveniment. Mulțumim! Plasăm doamnele la mijlocul evenimentelor, doamna Maria Calciu. Mi-am intitulat referatul "Îl arăt astăzi mândru de el și bogat de mine". A fost să fie să mă nasc undeva la câmpie, acolo unde umbra lunii e pe lungă și ușoară, undeva lângă locul unde se născuse mai înainte Titu, eu copil fiind, aveam să-l cunosc, fără ca el să mă cunoască, de pe vremea când îi se spunea poetul, de pe vremea când era un fel de vedetă a orașului, dar și un model al unicului Stan cu cel mai cunoscut frizer din Slatina. Aveam să-l revăd după 30 de ani la Slatina, ambii revenind aici de la București, fiecare pe drumuri diferite, dar la același eveniment. Festivalul de poezie Ion Minulescu, organizat de Biblioteca Județeană, eu fiind invitată pentru a lansa două volume. De atunci Titu m-a asumat ca și autor. Pe Teo l-am întâlnit la București, în urmă cu circa 4 ani, la Centrul Cultural al Ministerului de Interne, la prima ședință a Cenacului ce a primit chiar atunci numele de Nikita. Eu am rămas uimită să văd și să aud că din dragoste de poezie vinse la Piatra Neamț, un poet care în viața de zi cu zi era ofițer criminalist. Ne-am reîntâlnit de atunci mai multe ori, mi-a făcut plăcere să citesc volumele și să-l recomand unor critici de valoare. Numele pe care îl purtăm fiecare are o semnificație anume, o oglindire anume, un sens, un scop, o încărcătură de destin. Numai că nouă fiecare nu ne este foarte greu să ne vedem rădăcinile în oglinda numelui, ci puțin sunt cei cărora le este dat să-și audă oglinda numelui. Titlul este cel cărui s-a dat acest dat. Cineva i-a dezlegat în auzul tuturor semnificația numelui și anume, vi-l arăt astăzi mândru de el și bogat de mine. Așa l-a numit Nikita. Așa numește astăzi Titu pe Teo Sandu. Astfel înțelege Titu să dea conținut și destin numelului lui Teo, de parcă două oglinzi lichide s-ar deșerta într-un timp fără timp una în alta, fără ca una să o golească pe cealaltă. Cartea aceasta a reculegerii este o carte document. O întâlnire de destin a unui poet de la munte, de acolo de unde stelele se mai apropie de frunte, cu un poet al câmpiei, de acolo de unde stelele, fiind mai departe de frunte, dar aproape de gânduri, nu sunt pentru privitorul lor certitudini, ci aspirații, păsări care se roagă cu picioarele aduse la piept în timp ce zboară. Cartea reculegerii este o carte document, o întâlnire de destin a unui poet, pentru care stelele, fiind atât de aproape încât par a fi certitudini, își dorește cu durere să le atingă cu ochii celui bogat de Nikita, pentru a vedea cum arată de departe umbra zborului, stelele, păsări, ori necuvintele. Este cartea întâlnirii poetului care, curând la regula anchetei, pentru a înțelege rostul tăcerii lui Nikita, și-l dorește vorbind pe Titu, pe cel asumat de Nikita, și descoperă la final că a vorbit cu cel ce se născuse pentru a nu muri Nikita, că cel Titu, tăcând și răbdându-și atât propria unicitate și valoare, cât și genialitatea lui Nikita, în fața multora care își dorau pe ambii comuni, se născuse știind deja rostul și rodul tăcerii ce vorbește prin timp. Genul lui Nikita se pleca în fața genului Eminescu. Îl simțea, se dorea umplu de el, iar Titu îi privea pe amândoi de aproape, atunci când Nikita tăcea.
Și unde s-a fi putut duce Titu când Nichita, plecând, a început să vorbească mult prea tare, asemenea unui gur de viscol, în brațele celui ce i se dă voie să tacă, în brațele lui Ionescu? Iată ce răspuns de Titu la întrebarea inspirată a lui Teo. La valoarea lui, a lui Nichita, de ce era copleșit de Ionescu? La valoare conștientă, răspunde Titu. Valoarea e un fel de a te... Valoarea nu este un fel de a te da mare. Valoarea e un fel de trăire simultană a tuturor valorilor în care crezi. Când crezi în valoarea ta, mai crezi și în valoarea 10, 20 sau 50 de alți oameni pe care îi iubești, pe care îi adori și pe care îi consumi în metabolismul tău artistic. Și cum să fii copleșit de Eminescu dacă Nichita a învățat atât de mult de la Eminescu? Dacă toți învățăm în poem atât de mult de la Eminescu? Eu, după Nichita, unde era să fug? Tot în brațele lui Eminescu am fugit. Și mai acolo și respectând regula anchetei, după o întrebare cu un asemenea conținut, poetul tău, Sandu, revine imediat cu o întrebare la care este greu oricui să răspundă, numai cu titlul. Ce nu poate uita Aurelian Titu Dumitrescu? Și iată răspunsul. Știi care e chinul unui om responsabil? Că nu poate uita nimic. Ar vrea să uite unele momente jenante din viața ei, dar nu le poate uita și atunci creează compensații, creează momente de glorie, creează momente de apogeu al gândirii. Tot încercând să traducă tăcerea lui Titu prin cuvântul lui Nichita și invers, Teo Sandu i-a adresat lui Titu întrebarea că îi răspuns trebuie asumat de fiecare poet, de fiecare creator, ca și o datorie. Întrebare. Petre Țuțea spunea genial, concretul imperfect raportat la ideea într-o boacă de iluzie. Un poet genial, ce deziluzii poate avea raportându-se la ceea ce a scris sau s-a scris astăzi? Și iată răspunsul. Am avut șansa să am maestri mari încă de la debut și nu am făcut prea multe greșeli cu opera mea. Ioanin Romanescu, care m-a publicat în Convorbiri Literare, marele poet moldovean, spunea: Titule, ferește-te să bași cărămizeranță, că tu le cazi după aceea. Continu când a spune că acest volum ce poate fi considerat un dialog a pretext a unui monolog, a unui discurs autobiografic, devine urmarea jocului întâlceri și cuvinte, dintre întrebări inspirate și răspunsuri neașteptate, uneori necuvinte, o viziune personală a poetului Aurelian Titu Dumitrescu asupra întâmplărilor demne deținute din poezia ultimilor 40 de ani. Că la final, poetul Teo Sandu a devenit mai bogat de Titu, cel atât de bogat de Nichita. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Calcio, cum ce vorbim, domnul Nicolae Mătorie, mai întâi. Odată cu trecerea anilor și cu cele peste 50 de volume apărute în librării, poate fi considerat Aurelian Titu Dumitrescu un scriitor apreciat la valoarea pe care o merită? Impresionanta lui personalitate este cumva umbrită de numai puțin impresionanta lui operă literară? Probabil că nu. De fapt, e sigur că omul Aurelian Titu Dumitrescu și opera lui pot da seama despre cum se poate face trecerea din efemerele precarități existențiale și sociale către petrecerea amplă de profunzime a spațiului spiritual fundamental al vieții și creației. Desigur, nici omul, nici opera lui Aurelian Titu Dumitrescu nu au reușit încă să depășească de plin orizontul unui prezent istoric și social, îndipat până la refuz cu mediocritate și pereitarism, cu oportunism și gesticulații mai mult sau mai puțin ideologice ori financiare. Totuși, recunoașterea culturală și valorică a lui Aurelian Titu Dumitrescu există și, cu siguranță, se va extinde și crește, ca să spunem așa, în timp. Oricum, volumul Cartea Reculegerii reprezintă un bun semn al unui astfel de demers. Teodor Sandu, ca provocator de răspunsuri, a reușit cu sobră dedicație și însoțire
ca paginile cărții să ofere un fel de excurs inițiatic în meandrele biografice și în resorturile formative, evident caleidoscopice, ale scriitorului Aurelian Titu Dumitrescu. Întrebări scurte, pertinente, dar desigur îndelung cumpănite, provoacă răspunsuri pline de o gravitație eterică, oricât de pământean ar fi situația descrisă, ori persoana despre care se vorbește. Paginile cărții par mai degrabă ferestre, ori lentile de epurare a ceea ce a fost, evocând schițe de epocă și evenimente, un farmec Molcom și Apolinic, un fel de purgatoriu al poeticității și a modului cui se naște ea, dincolo de viața reală și spalmele ei tulburătoare, încețășate, chiar tragice de multe ori. Probabil trecerea timpului și vestita înțelepciune a îmbătrânirii își spun cuvântul. În ansamblul lor, gândurile lui Aurelian Titu Dumitrescu par mai degrabă o îndepărtare solară de brutalitatea unui real istoric contondent pentru a avea acces evocator doar la ființe și idei, ducând parcă dincolo de timp și istorie, în adâncul greu sondabil al existenței și la miturile ei. Astfel, personajele, ori situațiile despre care se vorbește, se golesc de carnea sângelui și de violență, rămânând pentru ceilalți doar ca semne imagologice într-un adevărat univers bizantin. Avem numai emoția bine încastrată în cuvinte ce poetizează totul, pentru că nu știe să facă altceva. Oricum, balansul dintre întrebări și răspunsuri se înscrie, de fapt, în eliberarea de constrângeri și interese, uneori greu sau chiar imposibil de precizat, poate uitate, poate frivole, pentru a lăsa liber accesul la întregul vieții, la întregul existențial și la sensurile fundamentale. Cine suntem, de unde venim și încotro mergem. Și, de fapt, la dramatismul profund, inevitabil, fatal, în care se zbate fiecare dintre noi. Un dramatism al dreptului de a fi liber și creator, dincolo de tot ceea ce subminează această libertate și formele ei de exprimare. Sau poate, de ce nu, chiar invers. În sfârșit, e interesant de a fi subliniată maniera dialogului dintre Teodor Sandu și Aurelian Titu Dumitrescu, sau, mai exact spus, caracterul oarecum cinematografic al textului, al dialogului propriu-zis. Chiar dacă nu am cunoaște personajele ce evident stau la taclale, tensiunile, sincopele și parcă pauzele misterioase dintre idei și cuvinte, ori virajele abrupte ale problemelor puse în joc, privirile invizibile ori subliminale atingând cu prudență ori brutal și implacabil situații, oameni, istorie și intimitate, arta și sensul, durerea și bucuria, țintele ireale ori de netrecut de ieri ori de azi, bucurile și rănile, și tot ar fi un motiv în plus pentru a te lăsa cucerit meditativ de ceea ce se scrie și se petrece în aceste pagini. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Sper să fac după domnul Ciprian Chivasa. Cartea Reculegerii poetului Teodor Sandu în școala de la București. În lumea asta, care parcă a luat o razna de-a dreptul,
deosebirea între un jurnalist viu și unul care s-a cazat de bună voie în secția de terapie intensivă a propriei profesii, mi se pare a fi aceasta. Primul încă pune și își pune întrebări, cel de-al doilea pune altora și își pune sieși doar răspunsuri. Pentru un jurnalist, întrebările venite din întrebări și care duc la întrebări sunt semnul sănătății sale de fier și cea mai onestă autorizație funcționare pe care și-o poate acorda fără probleme de unul singur. Cartea Reculegerii, apărută în 2015 la editura Icon, îl aduce în prim planul presei culturale pe ziaristul poet Teodor Sandu, printr-o îndelungă și extraordinară convorbire cu Aurelian Titu Dumitrescu. Ca să abordezi un asemenea interlocutor, iar el să-ți răspundă cu drag și cu dezinvoltură pe aproape 150 de pagini, reprezintă o misiune aproape imposibilă. Trebuie să îndeplinești câteva calități minimale, dobândite prin naștere, prin intuiție, prin experiență sau prin instrucție intelectuală, fără de care nu doar dialogul, ci chiar contactul cu domnia sa este strict interzis. Dacă ai șansă, un schimb de replici se va situa numai la nivelul farmecului epidermic, protocolar și grăbit. Dacă însă radarul cu ochi verzi din dotarea lui ATD detectează acele calități, se poate întâmpla orice sau nu. Mă abțin să enumăr virtuțile necesare ca să nu se menea laudă de mine după cele aproape două decenii de relație fraternă dintre domnia sa și mine. Cert este că Teodor Sandu a reușit să-l convingă fulgerător cu propria sa carismă, cu talentul său poetic, cu întrebări grațios adânci, dar insistent percutante, prin probitatea lor impecabilă, dublate de o curăție lăuntrică în stare să-i devină lui ATD cameră de rezonanță. Am făcut-o și eu, știu exact cât de greu este, știu câte energii periculoase și de necrezut se plimbă prin acel perimetru. Numai că fiind posedat mai mult de nedumerire decât de o înțeleaptă prioritate, mie, de pildă, mi-a luat cam un an și ceva și vreo 200 de pagini de manuscris ca să pricep că revelația e un vers, nu o poziție yoga. Dar sper că măcar prin acea nedumerire suprapusă din naivitate am învățat temeiul. Față de mine, Teodor Sandu a fost mult mai documentat, deci mai precis, și a câștigat enorm de mult timp pentru reflecție ulterioară. Mai trebuie menționat un esențial ceva. Cartea Reculegerii se adaugă la un șir grav de volume, care vin ca un fel de norme de aplicare lămuritoare și practice printr-o dureroasă asumare ale antimetafizicii. Între ghilimele, îl citesc pe titlu, Doctrina idealistă a revelației, una dintre puținele doctrine idealiste autentic românești, care are ca bază revelațiile eminesciene, scrisă în 1983, de Nichita Stănescu, însoțit de Aurelian Titu Dumitrescu și publicat între coperte 2 ani mai târziu. În 1989, la editura Litera, ATD tipărește Nichita Stănescu atât cât mai știm noi, un tom cu amintiri fulgurante, dar fundamentale din timpuri scurte trăi în preajma incandescentă a maestrului său, de pe vremea scrierii antimetafizicii, alăturate unor interviuri unice cu uriașii culturii de pe atunci, pe care poetul i-a răsfățat cu prietenia lui. Apoi la serviciul de asistență religioasă din cadrul Ministerului de Administrație și Internelor, existența tumultoasă a lui Aurelian Titu Dumitrescu își va găsi liniștea dorită, mai ales și-a indusă cu răbdătare duioșie de către preotul Nicolae Constantin, șeful acestui departament, care i-a devenit și duhovnic. Numai că ascultând confesiunile tânărului ortodox practicant, preotul rămâne uluit de abisalitatea enunțurilor. Îi pune întrebări despre sinele dornic de mângâiere, despre relația dintre cunoaștere și lumină, despre binele și răul care lucrează în actul creației, despre ispita suferinței, despre divinitate, despre focul mistuitor al nevoii de exprimare, despre Nichita, despre bătrânețe, despre ridicarea cu numele copilului neștiutor, ori despre diavol. În scurt timp, la editura Ministerului apare cartea de interviuri Motivarea sinelui, în 2001, o tulburătoare dare de seamă apologetică despre starea artistului, urmată de o alta în 2009, la fel de năucitoare, Lupta daimonului cu demonii, 107 întrebări despre femeia creștină, prin efortul conjugat al editorilor Semne și Vine.
ce s-a întâmplat cu învățăturile antimetafizicii la aproape 20 de ani de la moartea maestrului, vor consemna atelierele în paragină, 24 de ore și miezul nopții cu Aurelian Titu Dumitrescu, volum apărut la editura Carte de Suflet, în 2002, unde ATD trece de cealaltă parte a întrebării, însoțiți fiind la rândul de mine. Urmează în 2004 o altă carte de dialoguri de o profunzime cumplășitoare, purtate de ATD cu poetul și ziaristul Nicolae Țone, Nichita Strănescu, Nicolae Labiș, Mihai Eminescu, Cristian Popescu. Cartea reculege inserată de Teodor Sandu vine astfel și se adaugă firesc la un vis al lui Nichita Strănescu, pe care Aurelian Titu Dumitrescu îi împlinește încă, Școala de la București. Ghilimele, citesc din titlul. Școala de la București era în viziunea lui Nichita, o școală de poezie, își amintește Aurelian Titu Dumitrescu. În accepțiunea lui Nichita, poezia trebuia să practice și filozofie, fiind înrădită cumva cu filozofia prin metafizică și prin metalogică. Acest tip de poezie nu ar fi dus și nu a dus niciodată la uniformizarea stilului. Nichita accepta că stilul este lui mere. Autorii ar fi trebuit să fie selectați în funcție de sinele lor profund sau abisal. Numai asemenea autorii ar fi trebuit să fie incluși în Școala de la București. Sinele profund sau abisal al fiecăruia dintre ei ar fi salvat de la a-și imita maestru și de la a face mari erori în ordinea operei. Ar fi trebuit să continuăm antimetafizica cu cartea numită Școala de la București, cu titlu, dar la două săptămâni după ce am publicat antimetafizica, Nichita Sinescu a murit și nu a avut timpul necesar să-mi spună ce are de gând. Această carte era deja scrisă în mintea sa. Ce proiecta cu Școala de la București? Mi-a spus din când în când primul principiu al acestei școli. Fiecare un altul sau asemănarea prin neasemuire. Dacă Nichita ar fi trăit, discipolii școlii de la București ar fi ocupat scaunele din jurul mesei sale rotunde din sufragerie, la care trăia prin Nichita Stănescu, la care se trăia prin Nichita Stănescu după principiul primus inter pares. Aurelian Titu Dumitrescu preia cu maximă responsabilitate, am încheiat citatul mai înainte, intenția fracturată de moartea maestrului său, se așează autorizat pe scaunul primus inter pares și adaugă niște nume la exigențele ei extreme. Pe Bogdan Popescu, Nicolae Țone, Claudiu Soare, pe subsemnatul, pe Magda Mirea și pe Maria Calciu. Ghilimele, ne spune Titu, voi ați venit, cât mi-ați cerut să vă spun atât v-am spus, nimic nu am spus din ceea ce voi n-ați dorit să aflați. Ne-a atras mereu atenția Aurelian Titu Dumitrescu. Mă gândesc și acum la întrebările pe care s-ar fi cuvenit să-i le pun, ca să mă pot întreba pe mine însumi mult mai înalt, dar pe care le-am ratat consecvent din cauza raportărilor mele încă ezitante și provinciale la adevăr. Așa încât, Teodor Sandu, bine ai pătruns în acest club al gladiatorilor literari, unde nu se glumește cu poezia. Cu cartea reculegerii, după cum spune un vers al lui ATT, energia inițierii s-a terminat, timpul nu mai poate curge decât în valoarea ta. De tine depinde cum alegi să o folosești. Fiindcă în acest spațiu rarefiat, poezia are peișuri impredictibile, fine, fierbinți, cu ea poți cresta, împunge, poți împărți pâinea și vinul, te poți răni urât, poți ucide, poți vindeca, poți să fac terase spre Dumnezeu în muntele Sinai sau în muntele Tabor, la alegere, tot la alegere după caracter, la antrenamente, aici se rămâne viață sau se moare de adevărat. Și încă un lucru. Deocamdată bucură-te de cartea reculegerii, la fel de mult cât o facem și noi acum împreună cu tine. Dar ai de grijă, lupta n-a început, ia stă să vin. Mulțumesc! Da, mulțumim invitaților. Va trebui să facem un exercițiu de sinteză acum pe final, pentru că mai avem de prezentat o carte și poate înainte de a oferi cuvântul autorilor, l-aș ruga pe Adriana lui Gheorghe foarte scurt să prezinte cartea lui Lucian Alexa, Femeia fără zâmbet. Îmi pare rău că Lucian Alexa nu este în seara aceasta aici, din motive obiective,
dacă în timpul de carte ar fi fost în această seară Paul Daian, l-aș fi rugat să facă un semn cu trompeta să anunțe un eveniment. E vorba de o carte pe care eu o consider eveniment, Femeia fără zâmbet, o carte de povestiri scrisă de un povestaș de cea mai bună condiție. Lucian Alexa trăiește la Botoșan, undeva departe, dar ca mai toți cei care trăiesc în provincie, dacă vrei să faci literatura adevărată, stai în provincie, dacă vrei să faci politică literară, mergi la București. El a ales să facă literatură la Botoșan. E o carte rară, o carte de excepție. Spuneam pe coperta a patra, pentru că am fost privilegiat să o citesc în manuscris, spuneam că Lucian Alexa este un povestaș prin excelență. Tot ce atinge, transformă în poveste. Fixează în formula clasică a lui a fost odată realitatea imediată, lumea în care viețuiește. Din hâtrenia lui Creangă se întâlnește în proza lui Lucian Alexa cu fabulosul din cotidianul care mustește de subiecte care abia așteaptă să fie puse în cuvinte. Recent, într-un interviu, Evgenie Vodolanski spunea că omul a contat în evoluția lui în momentul în care a descoperit povestea. Ori Lucian Alexa, prin aceste povești pe care ni le oferă, motivează într-un fel existența noastră în zona fabulosului. Vă mulțumesc! Da, asta ca să respectăm ordinea vorbirii, adică mai întâi cei care prezintă și apoi autorii. Și acum nu știu în ce ordine, probabil mai întâi... Hai să începem totuși în ordinea... Exact, în ordinea punerii întrebărilor, adică domnul Teodor Sam. Participarea la un eveniment de asemenea aventură mă onorează, în primul rând, prin prezența de profile astronomice ai literaturii române. În anul 2012, când l-am văzut pe Aureatul Cătălinescu, cu ocazia înființării ceva de literară cu Castănescu, în cadrul Centrului Cultural al Romanii, nu m-am gândit niciodată că voi lega cu o relație de prietenie care există astăzi, și în același timp nu am tribuit ca autorul antimetafizic și va răspunde la provocarea de a scrie acest volum, care a fost lansat astăzi și al cărui prim capitol am înregistrat în tabără de creație organizată de Centrul Cultural în luna septembrie 2014 la Bafra 2. Totul a pornit de la curiozitatea mea agasată, nu recunosc, de a pune tot felul întrebări legate de celebra sa prietenie cu Nikita Stănescu și probabil la prită faptului că doream să aflu cât mai mult și despre dumnealui, l-au determinat până la urmă să fie de acord și să scriem acest interviu. Inițial, după episodul la Bata Verde, m-am gândit că ce am discutat atunci va fi doar un scurt capitol din o revistă literară care există, dar totul s-a concretizat în luna februarie anul acesta, când ne-am luat trei zile de concediu și într-o cameră de hotel din București, câte 8-9 ore pe zi am înregistrat celelalte trei capitole, frustrat în același timp de faptul că un om de valoarea dumnealui a acceptat să stăm de vorbă la acele condiții. Vreau să vă spun că în acel scurt timp l-am descoperit pe elevul, adolescentul, tânărul, poetul, scriitorul, ziaristul și actorul Aurel Dumitrescu și mi-am dat seama că pe lângă calitățile scriitoricești remarcabile, dumnealui mai lipsite pe lângă multe altele și una extrem de importantă și aceea pe care eu o admir foarte mult, este modestia mea. Vă propun așadar să citim acest volum pentru a-l descoperi pentru unii, a-l redescoperi pentru alții, ca fiind, eu așa l-am cunoscut și îl recunosc, ca fiind unul dintre cei mai valoroși și importanți poeți ai literaturii române. Vă mulțumim și mai avem 7 minute. 2 minute. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezent. Această carte a apărut datorită domnului Adrianului Gheorghe, care citind-o a hotărât să influențeze editura spre o publica. Mulțumesc editurii, mulțumesc domnului Adrianului Gheorghe și lui Teo Sandu că s-a gândit să facă această carte cu mine. Vă mulțumesc că ați fost prezent, să rămână până seara. Mulțumesc! Thank you.